Am revenit, Politica la Iași, discutăm astăzi despre ideile de reformă a justiției enunțate de domnul ministru Tudorel Toader. În platou, doi avocați ieșeni foarte bine cunoscuți, domnul Neculai Volovăț și domnul Mihai Lupu. Eram, domnule Volovăț, da, la această componentă a, bagajului politic, nu, care însoțește adesea ministrul și Ministerul Justiției și care se face simțit atunci când vorbim de o numire efectuată, de, conducere, da, efectuată, sigur, de către, la propunerea Ministrului Justiției. Ca să spun așa, cui lui Pepelea e la numirea șefilor parchetului general și DNA, că de aici au început toate discuțiile, de altfel, care au degenerat chiar de multe ori în ceea ce privește manifestarea unor politicieni sau chiar și exponenții ai societății civile care au făcut tot felul de speculații pe, pe această temă. Sigur că numirea unui șef a unei instituții juridice, cum e parchetul sau DNA-ul, în actuala prevedere legale este făcută la propunerea președintelui țării și, evident, cu un aviz dat de ministrul de justiție și cu cea Consiliul Superior al Magistraturii. La propunerea ministrului justiției. Propunerea inițială, avizul, da, din partea, da, Consiliului. Președintele numește. Numirea efectivă făcută de președinte. Această chestiune este, sigur, are un aspect delicat. Au existat tot felul de propuneri. Țin minte că mai anul trecut, parcă domnul Tăricianu, președintele Senatului, venise cu o propunere să nu mai fie făcută această numire de președintele statului, considerând aceasta o depolitizare, și au fost reacții dintre cele mai vehemente, inclusiv de la CSM. Inclusiv de la CSM, care au spus că l-au atacat chiar la timpul respectiv, că e o imixtiune în justiție, că nu era cazul să facă o asemenea, nu prea am înțeles, da, nu știu dacă era chiar o imixtiune, da, imixtiune, dar justiție ține de organizarea, exact, la vârf. Și era o părere pe care a expus-o, da, în spațiu public. Reacția mi s-a părut disproporționată oricum. Sigur că numirea poate fi făcută și în varianta propusă de domnul ministru de justiție, de CSM, nu neapărat de președintele României. Sigur că și asta este o chestiune care poate parcurge mai multe etape de avize, de propuneri, de avize. Nu e neapărat soluția aflată la momentul actual, nu este neapărat cea optimă, cum nu este neapărat cea optimă nici cea propusă de Toader Tudorel. Se poate ajunge la o soluție în urma consultărilor cu toată lumea, dar eu militez pentru depolitizarea efectivă. Din punctul meu de vedere, aceste numiri ar trebui făcute doar de CSM cu propuneri venite de la Înalta Curte de Justiție și parchetul Înaltei Curte de Justiție. Deci fără Ministrul Justiției, fără Președintele României. Fără Președintele României. Eu așa văd o depolitizare totală. Domnule Lupu? Eu consider că, dimpotrivă, jocul doar între Ministrul Justiției și CSM ar însemna o politizare. Pentru că, din punctul meu de vedere... Dacă ar fi Ministrul Justiției, dar, da, domnul Volovăț spunea... Da. Nu, dar vorbeam acum de propunerea efectivă. Da. Da. Și observ, iarăși din punct de vedere politic, o tendință, la noi cel puțin, de a transfera atribuții din sfera puterii executive și judecătorești în sfera Parlamentului, care este ales și, sigur, aleșii au această legitimitate, dar din punctul meu de vedere trebuie să existe un echilibru între cele trei puteri ale statului și echilibrul ăsta este asigurat tocmai prin implicarea în această numire a cât mai multor autorități din sfera celor trei puteri. Înțeleg argumentul. Da, avem, de exemplu, numirea la Curtea Constituțională. Președinte, Parlament, Cameră, Senat. Deci Cameră, Senat și Senat, câte trei fiecare. Președintele, din punctul meu de vedere, este una, că se bucură de legitimitate, este ales de către popor, și doi,
constituie un arbitru, un factor de echilibru. Bine, că la noi mai este partizan într-un sens sau altul, asta e altceva. Dar teoretic, în teoria politică și din punct de vedere instituțional, chiar juridic, potrivit Constituției, este mai puțin politic, în termeni foarte plastici, decât ministrul justiției, care este clar o funcție politică. Da. Și atunci, mie mi se pare necesar ca președintele să se implice în aceste numiri. Și este firesc. Ministrul justiției propune, există asigurat acest echilibru. Consiliul Superior al Magistraturii, ca parte a autorității judecătorești, dă avizul, având, să zic, atribuția de a aprecia asupra calităților profesionale, ale candidaților și președintele numește. Haideți să vă rog că... să comentați, să formulez și un argument de politolog și după aceea să comentați. În ultimii ani, în ultimii mulți ani, am avut coabitări. Am avut mulți acești ani președinte de o culoare politică, majoritatea guvernamentală de o altă culoare politică. În acest moment, sau din această cauză, numirile în funcțiile mari de procurori au fost până la urmă responsabilități împărțite. Eu, ca cetățean, pot să spun, domnilor, acești procurori șefi au ajuns în funcție prin contribuția ambelor tabere. Și mă simt cumva confortabil că procurorii respectiv nu sunt atacați pentru că sunt numirea exclusivă a taberei A sau a taberei B. Și vă rog să vă reluați argumentația. Da, eu consider că numirea, pornind cu numirea până la propunerea până la numirea efectivă a unui șef în funcție de conducere a acestor instituții, în momentul când propunerea este făcută de un factor politic, cum este ministrul de justiție, din start este politizată. Pentru că masa lui de alegere a unei persoane este subiectivă politic la acel moment. Fie că are o afinitate pentru o anume persoană, fie că consideră domnia sa că persoana respectivă are ea niște afinități politice, politică nu face, sigur că nu are voie. E o chestiune absolut subiectivă, căile de comunicare nu sunt cunoscute niciodată. Problema e că dacă propunerea vine de la cineva din afara factorului politic, fie el guvern, fie el președinte, consider că se asigură o depolitizare. De aceea eu am militat pentru varianta propusă ca propunerea să vină din partea corpului de magistrați. Totuși, eu sunt de acord și în spiritul ăsta a fost și ce am spus anterior. Cu cât sunt mai multe autorități implicate, cu atât avem o garanție a unui echilibru și a unei balansări a intereselor fiecăreia dintre tabere. Și eu, ca cetățean, exact așa cum ați spus, mă simt mai în siguranță când decizia nu este unilaterală. Când, pe de altă parte, este și o chestiune de natură constituțională. În momentul actual, Ministerul Public este totuși în subordinea Ministerului Justiției. Adică își desfășoară activitatea și aici poate ar trebui amendată Constituția. Noi ne-am inspirat din Constituția franceză, preluând de acolo, și în cadrul autorității judecătorești am inclus și Ministerul Public. Dar fără portofoliul de ministru. Am inclus și CSM-ul, poate pe bună dreptate, și puterea judecătorească, adică instanțele judecătorești. Și de multe ori se face confuzia între autoritatea judecătorească, cum este reglementată în Constituție, și puterea judecătorească. Sunt două lucruri distincte. Sunt distincte, sigur că da. Și atunci nu putem să neglijăm rolul constituțional pe care îl are ministrul justiției, din punct de vedere al instituției juridice, în ceea ce înseamnă gestionarea autorității. Și aici au existat păreri cu privire la amendarea Constituției, schimbări începând de la
numirea ministrului de justiție, a curții constituționale chiar, care este considerată politizată și așa mai departe. Sunt tot felul de variante care pot fi la un moment dat într-o societate care evoluează, mă rog, în pași mai mici sau mai mari, evoluează și cu timpul lucrurile se vor sedimenta, consider eu, mult mai bine și se vor face modificări chiar și de natură constituțională. Să știți că eu aștept cu interes și cu optimism, sper să nu fie nejustificat, dezbaterile din Parlament pe această lege. Sunt destui colegi de breaslă ai dumneavoastră acolo. Ar trebui să avem argumente de foarte bună calitate, pro sau contra, în diverse direcții. Sper să nu fim dezamăgiți. Haideți să trecem la problema răspunderii magistraților și ne referim aici la răspunderea materială. Că aici nu se... Da, aș vrea să mai adaug o chestiune apropo de numirea șefilor instituțiilor. Una din modificările propuse de Ministrul Justiției este cea cu privire la modalitatea de promovare în funcții de conducere, pentru că suntem în cadrul aceleași teme. Vine cu o modificare, mărește mandatul de la 3 la 4 ani, dar nu spune, cel puțin n-am văzut proiectul, dacă poate cumula mandate sau nu. Și nu cunoaștem care este intenția. Cred că ideea era de două mandate. Era de două mandate. Dacă păstrează două mandate, se va duce la 8 ani. E un fel de paralelism cu situația din politică. Nu știm dacă cei care au avut mandatele de 3 ani pot prelungi mandatul de 4 ani. Nu se aplică. Nici asta nu s-a făcut nicio... Nu se aplică actualilor mandat. Nu s-a făcut nicio precizare în acest sens. Dar e un lucru care, într-adevăr, poate fi luat în discuție ca fiind o propunere, să zicem, utilă. Să trecem la răspunderea magistraților și vreau să o situez și în cadrul politic, pentru că aici multe din reacțiile despre care vorbeam în prima parte a emisiunii au dinspre zona magistraților, a fost, e un atac, în special dinspre zona procurorilor, e un atac la independența puterii judecătorești, la statul de drept. Cu observația asta, nu e așa un subiect foarte fierbinte acum și nu vor exploda părerile magistraților atunci când se va pune negru pe alb sau mai negru decât e acum pusă problema răspunderii materiale. Deci atenție la ce soluție dai, pentru că vei plăti, nu vom plăti noi contribuabilii, veți plăti domnia voastră. Da. Dacă tot trăim sub auspiciile unui principiu constituțional că suntem toți egali în fața legii, mi se pare firesc ca și magistratul să răspundă pentru greșele, acum așa cum răspunde avocatul, cum răspunde doctorul, cum răspunde... Dar nu va fi un coșmar, demonstrarea unei culpe. E o problemă într-adevăr delicată, e o problemă, de fapt unul din argumentele pe care reprezentanții CSM-ului le-au adus în spațiu public este cum se va face determinarea culpei grave a magistratului sau în luarea unei hotărâri greșite. Sigur că e o chestiune, gândiți-vă că sunt culpe grave în penal, cu consecințe foarte grave, iar când se ajunge la o răspundere materială a magistratului respectiv, va judeca o instanță civilă. Pentru că răspunderea materială e de competența unei instanțe civile. Deja s-a ridicat problema asta. Un judecător de civil va trebui să analizeze cum a greșit un penalist. Deci, iată, sunt probleme. Eu n-am făcut nicio propunere, dar m-am gândit chiar la un moment dat să scriu ministrului. Ar putea să se facă o secție specială la Înalta Curte de Justiție, cu magistrați și penaliști și civili, care să judece malpraxisul magistraților și procurorilor. Această propunere a venit în privința anchetării judecătorilor și procurorilor. Exact, aici înseamnă, să se înființeze o secție specială la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru magistrați. În privința răspunderii, iarăși aici se face o distinție între procuror și judecător. În mod sigur va fi vorba de răspunderea judecătorului, pentru că procurorul în principiu poate răspunde pentru comiterea unor infracțiuni, dar nu poate, e foarte greu de determinat culpa gravă a
procurorului, nu știu, poate dumneavoastră în dreptul penal și sigur că avem în vedere decizia special judecătorul. Decizia, da. Și aici s-ar crea un dezechilibru și trebuie să ne centrăm pe ideea răspunderii magistraților. Iarăși mă gândesc că judecătorii la noi încă nu sau au suficiente argumente încât să relativizeze foarte mult culpa asta. Mă refer la judecătorii care vor judeca aceste cauze, judecătorii din civil. Pentru că ei, confruntându-se cu toate tarele post-decembriste ale României în materie judiciară, adică cu o legislație fluctuantă, cu o încărcătură foarte mare de dosare, cu o complexitate diferită a domeniilor în care intră, cu și sunt nenumărate argumente care vor fi găsite cumva pentru a exclude această culpă. Și iarăși, diferența dintre culpă gravă și culpă mai puțin gravă. Ar trebui să se facă. Culpa e culpa. Adică e clar că în momentul ăla fie o intenție, o rea credință, să zic, în soluționarea unui dosar, dar și aici există iarăși o percepere a realității care într-adevăr este o problemă la noi, adică situații de fapt în termeni juridici, există o interpretare a dispozițiilor legale. Iarăși este foarte greu. Sunt judecători care se opresc la ecranul legii, adică nu văd dincolo de prevederea respectivă. Sunt judecători care interpretează legea în cadrul unui sistem. Dar asta în orice sistem. În orice sistem. Exact. Cred că această propunere ar avea ca efect imediat o limitare, o atenuare a curajului de care ar trebui să dea dovadă un magistrat și din punctul meu de vedere este prematură. Poate puțin mai târziu, da, dar noi acum avem nevoie deocamdată de magistrați curajoși care să-și asume niște soluții mai mult în spiritul dreptății decât în spiritul unui formalism. Și cred că antrenarea răspunderii materiale o să determine exact ce determină acum. Responsabilizează. Poate responsabiliza sau nu. Avem diversitate de păreri în studio. Deci eu sunt de acord. Eu în principiu sunt de acord. Ai făcut ceva greșit, trebuie să răspunzi. Egalitate în fața legii, așa cum spunea. Dar... Da. Ce rol credeți că au jucat? Să punem punctul pe ei, pentru că vis-a-vis de propunerea făcută de ministru cu răspunderea materială, amendamentul pe care îl aduce actualei prevederi în care persoana victima unei erori judiciare se poate îndrepta împotriva statului pentru despăgubiri, statul la rândul lui va putea să tragă la răspundere într-o acțiune în regres pe magistratul vinovat. În legislația actuală exista posibilitatea, deci poate, acum în propunerea domnului ministru al justiției, există obligativitatea statului să facă această ceea ce este foarte important. Vom vedea ce este din Parlament. Aș comenta doar la nivelul cetățeanului obișnuit. Ce cred eu că va gândi? N-am apucat să discut neapărat asta. Dar vedeți, lumea va spune, magistrații sunt extrem de prompți în a își rezolva anumite probleme financiare, pensii, etc., foarte repede și fără mari probleme, și atunci feeling-ul popular va fi de așa manieră încât să spună răspunderea trebuie să opereze. Dar nu vreau să pierd totuși din vedere faptul că spuneam în debutul emisiunii, m-ar interesa foarte mult opinia generală. Ambii sunteți practicieni ai dreptului. Aceste idei, reforma justiției, vă ajută în activitatea de zi cu zi, în apărarea intereselor, să spun, clienților dumneavoastră, fie că e vorba de civil sau de penal, sau sunt discuții așa oarecum filozofice despre vârful sistemului și... mai puțin aplicabile. Nu sunt chiar simple discuții filozofice sau complexe discuții filozofice, dacă vreți. Sunt discuții chiar cu un impact practic. Eu am spus la început că așteptam mai mult modificările privind codurile care
sunt din punctul nostru al avocaților de vedere mai importante, dar și aceste modificări sigur că au în final un impact tot asupra actului de justiție. Începând de la numirea șefului până la modul în care șeful are voie să corecteze sau nu de procurorul șef, decizia procurorului subordonat ierarhic, până la independența asigurată a judecătorului și responsabilizarea lui pe o soluție prin introducerea răspunderii materiale, până la urmă toate se reflectă în actul de justiție și este un beneficiu adus societății. Nu neapărat avocatului sau celui care este la un moment dat într-o situație judiciară. Din punctul meu de vedere, principala problemă a justiției și numai a justiției în momentul de față ar fi executarea hotărârilor judecătorești. Executarea hotărârilor judecătorești, mai ales de către funcționarii din administrație. Dacă în cadrul litigiilor private poți apela la un executor judecătoresc, când vine vorba de autoritățile statului, hotărârile judecătorești după procese istovitoare de-a lungul a 7-8 ani de zile sunt inaplicabile. Și m-aș fi așteptat la o reformă a justiției tocmai în sensul ăsta. Trebuie să avem în vedere că totuși rezultatul înfăptuirii justiției este unul extrajudiciar. Adică omului trebuie să-i se facă dreptate, să-i se dea pământul, să fie condamnat dacă o să bucit o faptă penală și așa mai departe. Dar să fie recuperat prejudiciul. Rezultatul este extrajudiciar. Ei, tocmai aici, pentru că altfel actul de justiție este lipsit de finalitate și îl transformăm într-o filozofie. Mă bucur că am reușit să ajungem la perspectiva aceasta. Nu e o discuție abstractă, e o discuție despre dreptatea pe care o merită cetățenii. Domnilor și domnilor, au fost domnul Nicolae Volovăț și domnul Mihai Lupu, avocați ieșeni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire săptămâna viitoare la Politica Mea.